sânge pe targă. Iliuța e sânge pe targă și vine pe tine. În ce stare e doamna doctor? Scalpat jumătate din cap, de la cap. Lasă mâna. Este multe carulă. Accident cu ambulanța 10, dar nu avem date. Ce ați găsit la fața locului, domnule? Am găsit doi pacienți într-o mașină răsturnată în șanț. Unul din ei ieșise, celălalt a fost proiectat cu geamul lateral, jumătate în interiorul mașinii, jumătate afară, cu un traumatism craniocerebral acut deschis. De fapt, scalpat pe jumătate de craniu. Stare gravă, nu? Conștient, totuși, pe cât de beat era, stare de ebrietate avansată. Am înțeles. Ați auzit și tu? Da, da, am mai... Când ați ieșit afară, ce ați văzut? Exact. Cheie. Asta, erau doi băieți în mașină, un număr de scap, era bucuit așa, da? Și... Am auzit zgomot, eram la televizor în casă, am auzit zgomot și am ieșit repede afară. Mi-am dat seama că e un accident. Deja mașina era, cum se vede acum, și se mișcau roțile. Am fugit repede, mi-am luat telefonul, am sunat la 112. Când am ieșit eu deja, doi oameni îl trăsese pe unul din băieți dinăuntru, din mașină, că erau doi de fapt. Și celălalt l-a ajutat descarcerarea să iasă. Au plecat la spital, sânge pe față. Era un stel de ce? De telefonie sau de curent acolo? Văd că l-au smuls. De telefon. A smuls un stâlp de lemn, de telefon, doi prunci și gardul a mișcat un pic, din loc cu țeavă, de, cu un stâlp din țeavă. Avea o viteză, probabil. Viteză, venea dinspre Ploiești. Mașina străină BMW. Din primele cercetări se pare că șoferul autoturismului nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se în șanțul din partea stângă a părții carosabile. Din accident a rezultat vătămare corporală la două persoane care au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște pentru îngrijiri medicale. Care ar fi cauza din primele cercetări? Din primele cercetări, viteza neadaptată la condițiile de drum. Da, da. Nu erați acasă, nu? Nu, acum am fost anunțați. Ce v-a distrus aici? Uitați, gardul pe o porțiune măsurată de dânși și nu știu ce, și deplasată fundația, gardul distrus pe, nu știu, nu pot să văd acum. Stâlpi, da, da. Pomi? Și pomi, au fost și pomi aici în față, da. Viteză mare, nu? Nu pot să-mi dau seama după cum... Pe dacă au rupt atâtea? Da, da, sigur, sigur. Și au venit dinspre Ploiești, am înțeles, da. Da. Eu fi la somnă. Drumul nu e rău pe aici, nu e. Ce s-a întâmplat? Aveați viteză? Aveați viteză? Îți mai aduce aminte? De unde veneați? Pe la volan? Nu. La cine era? Băuse? Nu știu. Păi nu erai cu el? Și însurat.